cota care îi revine municipalității de aproximativ 43% din tot acest cuantum s-a redus de la un nivel de 193 de milioane de lei, cât a fost anul trecut, la 145 de milioane de lei anul acesta. În contrapartidă, să spunem, există o compensare, dar ea nu ajunge la nivelul sumelor pe care noi le-am încasat din impozitul pe venit, de aproximativ 17 milioane, sunt așa numitele cote de echilibrare din TVA, și care, însumate cu suma pe care v-am spus-o mai devreme, sunt împreună aproximativ 163 de milioane. Cu alte cuvinte, pe veniturile care proveneau înainte din IVG, în momentul de față, față de 193 de milioane, avem în jur de 163 de milioane, deci un minus de aproximativ 30 de milioane de euro. Un alt lucru care este remarcat, sau de remarcat, mai bine spus, în noua construcție a bugetului, este faptul că în comparație cu execuția anului trecut, da, scăzând, pentru că ați văzut, a mai existat o modificare legislativă importantă, aceea prin care cheltuielile salariale nu mai sunt plătite prin bugetul primăriei municipiului Ploiești, ci sunt plătite direct de la Ministerul Educației, prin inspectoratele județene, direct către școli. Da? Și scăzând această sumă pe care noi am primit-o anul trecut, anul acesta avem o execuție, am avut anul trecut o execuție bugetară pe cheltuieli de aproximativ 360 de milioane de lei pe cheltuielile de funcționare ale primăriei. În aceste cheltuieli de funcționare, incluzând cheltuielile de salarii, cheltuielile cu serviciile de utilitate publică, adică termia, transportul public de călători, curățenia căilor publice, dezăpezirea, iluminatul public și alte servicii pe care primăria le prestează, da? Ele fiind în proporții de aproximativ 78 de milioane din 360 a fost cuantumul de salarii, aproape 105 milioane aceste servicii de care vorbeam mai devreme. Avem o datorie pe care noi trebuie să o plătim către bănci anual de aproximativ 48 de milioane pe an, 48 de milioane de lei, restul reprezentând cheltuielile cu contractele pe care primăria are neapărat nevoie de ele pentru a-și putea desfășura în bune condiții activitatea, și pot da aici câteva exemple, deci, cum ar fi partea de intabulare, partea de evaluare, da? Apoi a bunurilor pe care le are primăria, apoi reparațiile pe care le face primăria pentru drumuri, reparațiile pentru școli, toate aceste sume au intrat în diferența pe care vă spuneam mai devreme. E, acum vă dați seama că noi suntem în următoarea situație. Anul trecut am avut o execuție de 360 de milioane de lei. Anul acesta, după îndelungi discuții pe care le-am avut și cu Serviciul Local de Finanțe, SPFL-ul, și cu direcția care gestionează patrimoniul municipiului Ploiești, și aici trebuie să menționez, cu aproximarea sumei pe care municipiul Ploiești trebuie să o primească pentru cheltuielile aferente asistenței sociale, da? Pentru că de-abia astăzi de dimineață această sumă ne-a fost precizată de către Direcția Regională a Finanțelor Publice și încă nu ne-au ajuns sumele aferente cheltuielor de bunuri și servicii pentru școli, la fel se fac calculele de către Direcția Regională a Finanțelor Publice, da? Ajungeam undeva la 345 de milioane de lei, aproximativ. Și după cum vedeți, dacă e să comparăm cu execuția de anul trecut, noi deja suntem pe un minus de vreo 15 milioane de lei. Trebuie să mai remarcăm un lucru. Față de anul trecut, anul acesta, cuantumul salariilor a crescut, sau bugetul aferent salariilor, cu toate modificările care au avut loc anul trecut, acest buget a crescut cu aproximativ 30 de milioane de lei. Deci cam asta este situația veniturilor și prognoza cheltuielilor pe care noi le avem pentru anul 2018.
O să vedeți că la taxele și la impozitele locale sunt anumite scăderi. În primul rând, nu trebuie să uităm faptul că în anul 2016, pentru anul 2017, s-a aprobat o micșorare a impozitelor și taxelor locale cu 10%, ce a dus la o diminuare a veniturilor. Dar mai este un aspect. În 2016 și în 2015 și în 2017, dar mai puțin, s-au realizat inspecții fiscale din partea Serviciului Public Finanțe Locale, iar în urma acestor inspecții fiscale s-au constatat o serie de sume care n-au fost achitate de o serie de agenți economici și care au fost recuperate de la agenții economici respectivi. Dar anul acesta, sumele respective nu mai sunt atât de mari, sume pe care să le putem prinde în buget.